Activitatea ilegală a unui agent economic specializat în colectarea și prelucrarea metalelor neferoase a fost deconspirată de oamenii legii. Potrivit informațiilor, întreprinderea activa în lipsa licenței, folosindu-se de utilaj confecționat artizanal, ce punea în pericol viața și sănătatea personalului angajat ilegal. Cele 8 tone de aluminiu pregătite pentru export se cifrează la 600.000 de lei. Astfel, proprietarul firmei n-a putut demonstra legal originea și proveniența metalului, care urma să fie exportat prin intermediul unor scheme frauduloase. Metalul a fost sigilat și depozitat până la luarea deciziei de către instanța de judecată. Totodată, poliția va sesiza și alte instituții ale statului abilitate să intervină și să documenteze activitatea ilegală a agentului economic. Pe acest caz a fost inițiată și o cauză penală.